am venit la Mediaș pentru că sunt multe proiecte cu bani europeni făcute la Mediaș și am vrea să le detaliem cu dumneavoastră. Care au fost primele proiecte, care sunt cele mai mari și cele mai importante pentru comunitate? Primul proiect, care deja era și finalizat când am venit aici, pe programul operațional regional, a fost cel care se referă la reabilitarea zidurilor cetății. Este un proiect de aproximativ 12 milioane de lei, un proiect extrem de bine primit de către populație, un proiect care a fost finalizat în anul 2015. Mediașul este un oraș în care, înainte cu mulți ani, poate înainte de Revoluție, exista foarte multă industrie. Din păcate, după Revoluție, această industrie s-a cam șters și atunci a trebuit să gândim, să începem să gândim modalități prin care să dezvoltăm orașul. Iar singura modalitate și la îndemâna noastră a tuturor a fost aceea de a atrage fonduri extrabugetare și astăzi, dacă vorbim de fonduri europene, cât mai multe fonduri europene. Dacă am băgat Mediașul într-un top al comunităților din județul Sibiu, unde vă aflați la atragere de bani nerambursabili? De când sunt primar, am semnat contracte, deci practic sunt în implementare proiecte de aproximativ 150 de milioane de euro. Pentru Mediaș, eu spun că este o sumă extrem de importantă. Care este bugetul dumneavoastră anual de investiții și cât înseamnă investițiile din bani europeni? Ca să ne dăm seama ce ați fi putut face din bugetul propriu și ce ați făcut cu banii comunitari. Deci bugetul Mediașului, tot bugetul Mediașului pe anul 2021 este 134 de milioane de lei aproximativ. Asta e și motivul pentru care suntem obligați să accesăm fonduri europene, pentru că altfel tot vorbim și nu se întâmplă nimic în urma noastră. Pe POR am considerat că e important să atragem fonduri pentru modernizarea liniilor de trolebuz, de asemenea pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare în Mediaș și în nordul județului Sibiu. Prin operatorul nostru regional am reușit să semnăm un contract anul trecut de peste 700 de milioane de lei. Vom veni cu amenajarea unei piste pentru bicicliști, un lucru pe care îl vom extinde în tot orașul atunci când vom ajunge să asfaltăm toate străzile din oraș, așa cum ne propunem. Ați scris deja proiecte pentru următorul exercițiu financiar? Suntem într-o fază extrem de avansată pe un proiect extrem de util pentru Mediaș și aici mă refer la varianta ocolitoare a orașului. Nu ai cum să promovezi un turism atâta timp cât ai probleme cu infrastructura rutieră. Am vrut să vedem cum se dezvoltă comunitățile mai mici din județul Sibiu cu bani europeni. La doar 12 km distanță de municipiul Sibiu am ajuns în comuna Rășinari, o comună cu însemnătate istorică, dar și o comună care a luat fonduri europene. Aflăm acum despre ce-i vorba în ambele cazuri. Aflăm chiar de la primarul comunei Rășinari. Bine v-am găsit! Bine ați venit la Rășinari! De ce este importantă din punct de vedere istoric comuna Rășinari, până să ajungem la fondurile europene? Comuna Rășinari este o localitate care face parte din zona Mărginimii Sibiului, o zonă bine cunoscută în România, datorită brânzei de Sibiu în special, dar Rășinarul este cunoscut în special datorită oamenilor care s-au născut aici. Și amintesc aici pe Octavian Goga, poetul pătimirii noastre. În 1911 s-a născut aici Emil Cioran, cunoscutul filozof care a trăit și a murit la Paris. Rășinar ne place, încă de la prima vedere, ne plac casele înghesuite cumva și colorate, ne place autenticul zonei, chiar în spatele nostru acum trece o căruță plină de fân. Oamenii sunt primitori, iar autoritățile au luat fonduri europene pentru a se dezvolta. Aici este rolul dumneavoastră să-mi spuneți câți bani europeni și cum se văd în comunitate. Au fost mai multe proiecte din 2007 până în prezent care au fost derulate prin bani europeni în comuna Rășinari. Poate cel mai important proiect a fost cel de realizare rețea de apă și canalizare menajeră, un proiect în care au fost investiți aproximativ 7 milioane de euro. Am cumpărat mașină de pompieri nouă pe fonduri europene, am cumpărat o mașină de dezăpezit care vara o folosim, punem pe utilaje de măturat străzile, iar iarna o folosim, bineînțeles, pentru dezăpezire. Am construit drumuri forestiere, pentru că avem 10.000 de hectare de pădure care aparțin localității noastre. Prin fonduri europene, pe lângă această mare investiție, am construit o grădiniță pentru copiii din Rășinari. A fost necesară această grădiniță pentru că avem 5.600 de locuitori, fiind aproape de oraș, nu ne confruntăm cu depopularea, cum se întâmplă în alte localități. Când o comunitate se dezvoltă, categoric și oamenii din interiorul comunității sunt lămuriți să rămână acasă, să nu plece spre orașe mai mari. Pe de altă parte, aveți toate șansele să-și atrageți turiști din ce în ce mai mult. Vin turiștii la Rășinari? Așa este, vin destul de mulți turiști în Rășinari. Avem și, într-adevăr, sunt vreo 25 de pensiuni aici în interiorul localității, iar în drumul spre Păltiniș, pentru că pe aici se ajunge la Păltiniș, mai sunt destul de multe pensiuni care sunt pe Valea Ștezii și pe drumul spre Păltiniș. Beneficiem și de o agendă culturală a comunei, în care, pe parcursul anului, derulăm diferite activități culturale care sunt bine primite de către turiști. Spre exemplu, un festival cunoscut la noi, prin care promovăm brânzeturile locale, este Festivalul Brânzei și al Suicii, unde foarte multă lume abia așteaptă să participe. La fel, încercăm să promovăm mâncărurile tradiționale ale comunei noastre, tocănița de oaie. Avem de Rusalii o plăcintă cu urdă, la care îi spune vărzar, și pe care este o plăcintă deosebită, care se face numai atunci de Rusalii. Și avem evenimente care le facem, spre exemplu, cu tramvaiul, care circulă între Rășinari și Sibiu. Și atunci, turiștii care ajung în zonă au de unde alege cum să-și petreacă timpul liber. Când a fost momentul în care ați decis să mergeți către finanțare nerambursabilă, pentru că ați găsit acolo soluția de a face rost de bani gratuit? Încă de la început, de când am devenit primar din 2008, eu și înainte am lucrat pe fonduri europene și știam care este beneficiul acestora, pentru că este o sursă care, din punctul meu de vedere, este sigură. Și nu numai că este sigură, dar te și obligă să faci ceea ce ai promis că vei face cu acești bani europeni. Nu prea poți să zici, gata, uite, vreau niște bani pentru asfaltare de o stradă și tu pe urmă să-i folosești să faci cu totul altceva. Nu se poate așa ceva. Și atunci, e sigur că atunci când începi o investiție pe fonduri europene, eu zic că în majoritatea cazurilor o finalizezi. Ești obligat să o finalizezi, pentru că altfel o să trebuiască să dai banii înapoi. În vizita noastră din județul Sibiu am decis să venim și la Sadu, comuna în care s-a aprins pentru prima oară becul în România. Și nu e o glumă, e un lucru serios. Când s-a întâmplat lucrul acesta și ce s-a întâmplat de atunci până acum, mai ales cu ajutor european? Bună ziua și bine ați venit, într-adevăr, în cea mai luminată comună din România, care, datorită vredniciei înaintașilor noștri, în 1897 a fost electrificată, fiind în acest fel prima așezare rurală din România electrificată, în care toate gospodăriile acelei vremuri erau electrificate și exista și iluminatul public oferit gratuit de societatea electrică din Sibiu, care a fost beneficiar acestui proiect. Ați încercat să duceți mai departe cumva pașii înaintașilor noștri din prima comună electrificată, ați încercat să modernizați și să aveți o comună cu iluminat făcut pe fondurile europene la un nivel foarte modern. Am fost prima comunitate din România care a participat la un studiu de eficientizare a iluminatului public, alături de încă 4 țări. Am reușit prin această infrastructură să creăm platforma Smart School. Fondurile europene sunt vitale pentru dezvoltarea satului românesc și pentru revigorarea comunităților, pentru că resursele locale sunt destul de limitate. Această oportunitate prin absorbția fondurilor europene, bună ziua, este cel mai mare motor de dezvoltare al comunității locale și al satului românesc. Lucrurile stau mai bine decât ne-am așteptat noi, în sensul că avem măsurători certe în ceea ce privește gradul de absorbție al fondurilor europene și vreau să vă spun că toate sumele care au fost destinate mediului rural în exercițiul financiar 2007, 2013, 2014, 2020 au fost angajate în proporție de 100%. Mai mult decât atât, sunt proiecte depuse și neeligibile în proporție de încă 140% buget alocat. Iar aceasta este dovada că primarii din localitățile mai mici și-au dat seama că este o oportunitate uriașă și fără acești bani nu ar reuși să aducă comunitățile lor la standarde europene, așa cum ar trebui să arate o localitate modernă din 2020. Indiscutabil, da. Vedeți, apartenența la Marea Familie Europeană și libera circulație, dat fiind faptul că fiecare din cetățenii acestei țări iasă în afara granițelor și vede gradul de dezvoltare al comunităților din țările bine dezvoltate, îi motivează să se întoarcă înapoi cu aceeași dorință de a-și vedea și venerabilele sate românești în aceeași dinamică de dezvoltare, să spunem așa, și cu același ritm de creștere a calității vieții. Acest lucru nu poate să fie făcut, așa cum am spus înainte și întăresc, decât alternanța fondurilor europene și absorbția acestora. Câte proiecte aveți comunitare cu bani europeni și ce sume ați reușit să atrageți din 2007 până în prezent? 4,5 milioane de euro din fonduri europene și am atins toate axele de finanțare. Ce planuri aveți pentru perioada următoare? Suntem în prim proces de digitalizare și de ancorare, să zicem, în această translativitate a satului românesc înspre satul inteligent. Avem realizat, în ceea ce privește digitalizarea și digitizarea serviciilor publice la nivel de instituție a primăriei, toată activitatea. Suntem primăria fără hârtie. Orașul Cisnădie este și el unul dintre beneficiarii de sume nerambursabile pentru proiectele sale de dezvoltare. Cele mai mari sume s-au investit pentru îmbunătățirea infrastructurii de sănătate și dotarea spitalului orășenesc. Suma implicată, aproape 11 milioane de lei. Pentru a crește atractivitatea zonei, biserica fortificată din Cisnădie este reabilitată pe bani europeni. Pentru a fi inclusă în circuitul turistic, s-au atras 6 milioane de lei. Lucrările trebuiau să fie gata la sfârșitul lunii august 2020, dar încă se lucrează. Am văzut exemplul de la Cisnădie, unde a fost renovată biserica fortificată de acolo cu bani europeni. Am văzut exemplul de la Mediaș, unde a fost de asemenea reabilitat centrul istoric de acolo cu bani europeni. Cât de mult pot ajuta banii europeni în a atrage turiști în județul Sibiu? Mă bucur mult că ați adus vorba de patrimoniu. Sibiul, întreg județul, este un muzeu în aer liber. De exemplu, în noua programare financiară, în noile programe operaționale, sunt bani destinați acestor tipuri de renovări ale patrimoniului. Eu știu că sunt niște oameni sufletiși, mă gândesc, de exemplu, la ambulanța monumentelor, care fac deja munca aceasta voluntară, iar noi trebuie să venim totuși cu partea de finanțare serioasă ca să reconstruim acest muzeu în aer liber care este județul nostru. În emisiunea Europa Mi-e bine, ți-e bine căutăm și antreprenori care au luat bani europeni pentru a se dezvolta. Au luat bani europeni pentru a se dezvolta și a deveni mai performanți, au dezvoltat comunitățile din jurul lor și mai mult produsele pe care le fac ajung să fie date în toată lumea. Este și cazul companiei în care suntem în acest moment, o companie românească, dar care își vinde produsele 90% la export. Ce faceți, ce produceți și unde vindeți ceea ce produceți? Produsul de bază îl reprezintă aparatura medicală din inox și de asemenea vase sub presiune care le produce pentru industria alimentară. Răspândirea lor este efectiv pe tot mapamondul, fie ceea ce înseamnă export direct, fie prin principalii noștri clienți. Care a fost momentul în care v-ați gândit la banii europeni, banii comunitari, ca o posibilitate pentru a vă dezvolta mai rapid, mai bine? Indiferent câți bani reușești să faci dintr-o activitate de producție, aceștia nu sunt suficienți la un moment dat pentru a efectua un salt tehnologic important într-un termen scurt. Prima încercare am avut-o în anul 2007, achiziționând o mașină de debitat cu jet de apă, a cărui preț total era de circa 200.000 de euro. Ulterior, în 2010 și mai apoi, am aplicat pe programul operațional sectorial. Era vorba atunci de creșterea productivității muncii și a eficienței economice. Am achiziționat iarăși o serie de utilaje. Ultimul și cel mai important se referă la locația în care acum ne aflăm. Este un proiect pe POR 22, început în 2017, finalizat în 2019 și care a inclus reabilitarea unei clădiri existente. Este vorba de hala în care ne aflăm, de fapt toată incinta aceasta și evident dotarea cu utilaje noi, cu tehnică nouă, ca și sume, în total aproximativ 1.800.000 de euro. Cum au evoluat lucrurile de la primul proiect din 2007 pe care l-ați depus până acum? Cum mergeau lucrurile? Era mai complicat atunci sau e mai complicat acum? Din păcate, aici trebuie să vă dau un răspuns neplăcut, cel puțin pentru mine. Dacă inițial am fost în măsură să aplicăm pentru acel prim proiect prin forțe proprii, în sensul eu și încă o doamnă de la contabilitate, ulterior lucrurile s-au complicat foarte tare, este vorba de foarte, foarte multă birocrație. Ce este cel mai greu în drumul către banii nerambursabili? Când te pui la drum, nu știi întotdeauna cât de lung va fi drumul, ce te așteaptă. În hala în care ne aflăm sunt cele mai noi echipamente luate pe bani europeni. Corect. Ce fac aceste utilaje? Acest prim utilaj reprezintă un centru de prelucrare cu comandă numerică, produs relativ interesant. Este o cameră de dezinsecție, dezinsecție pentru spitale, da. Ele se introduc în niște linii automate. Ceea ce se vede în plan secundar este de fapt și... Da, este cea mai scumpă dintre investițiile făcute cu această ocazie. Este un robot de sudură. Aveți comenzi multe pentru astfel de echipamente? Da, da, deci sunt atât de multe, încât pe clienții mai noi, de regulă, oarecum, trebuie să-i stopezi. În niciun caz nu pot să fac nefericit un client mai vechi. Din perspectiva dumneavoastră, mediul privat a fost suficient de interesat în județul Sibiu de banii europeni? Se vede dezvoltarea mediului privat cu fonduri nerambursabile? Mediul privat este mereu mai rapid decât orice administrație publică, este mai agil, este mai flexibil. Am văzut cât de mult s-a dezvoltat și zona industrială a Sibiului. Infrastructura este o provocare mare pentru antreprenori, dar și găsirea de forță de muncă pregătită. Forță de muncă, calificată. Și foarte greu de găsit. Foarte greu de găsit, foarte greu de găsit, dacă și în condițiile în care le oferi cazare gratuită. Și asta nu înseamnă puțin lucru, pentru că, în mod normal, știm prețurile de închiriere a unui apartament în Sibiu și totuși oamenii nu vin. Am 3 apartamente ocupate din 17. Greu de găsit strungar, prăjdor, lăcătuși, învățământ, o distrus această dorință, să zicem, potențială a lor. Pur și simplu. Nu se mai... Adică nu mai pregătesc, nu mai... Nu-i mai pregătește nimeni. Nu este școală specializată pentru așa ceva. Evident. Ce avem aici? Aici avem ceva în curs de execuție. Și anume, este un schimbător de căldură pentru ulei. Sunteți singurul din lume care face așa ceva? Da. Deci în acest moment, da. Nu, pentru că nimeni nu întrunește, probabil, în casă toate aceste tehnologii care concură la realizarea acestui produs, pe de o parte, iar pe de altă parte este vorba de o tehnică de sudură și de niște proceduri, într-adevăr, ieșite din comun. Da, clienții din ce țări sunt? Clienții sunt din Suedia, Scoția și Brazilia. Sunteți singura firmă din România care produce sterilizatoare. Și cu toate acestea, comenzi din România pentru sterilizatoare nu avem. Iar românii cumpără apoi din Germania sau din America produse făcute în România. În numărate situații se cumpere produsele făcute de noi din Germania sau din Asia. Cum se simte la nivel de comunitate o investiție făcută pe bani europeni? O investiție europeană este o sămânță pentru viitor. Am văzut ce a însemnat capitala culturală europeană. Ce ar însemna, de pildă, ca Sibiul să devină capitală verde europeană? Aveți un sfat pentru celelalte autorități când vine vorba de fonduri europene? Da, să pornească de la, în primul rând, de la nevoile comunității. Vedem drumuri făcute pe bani europeni, vedem spitale făcute pe bani europeni, investiții în social pe bani europeni. Toate lucrurile astea e clar că nu s-ar fi putut face într-un timp atât de scurt și la o astfel de calitate din banii proprii, pentru că bugetele sunt așa cum sunt. Limitate. Un pic limitate, da. Sunt bani gratis sau aproape gratis pe care poți să-i folosești pentru dezvoltarea localității pe care tu o conduci într-o anumită perioadă. Atunci când vrei să atragi fonduri europene, în primul rând, trebuie să ai în jurul tău o echipă profesionistă și să nu te grăbești. La noi durează 2-3 ani de zile până când reușești să semnezi contractul și apoi mai durează vreo 2 ani până execuți lucrarea. Noi am avut deja două cicluri financiare importante care au adus înspre țara noastră cam 60 de miliarde de euro. Ei bine, de acum încolo, într-un singur ciclu, o să vină 80 de miliarde de euro. Asta este deja mai mult decât în toți cei 14 ani precedenți. Este semnificativă această informație, pentru că este un tren istoric pe care Sibiu nu poate să-l piardă. Eu cred că trebuie să punem toți umărul, indiferent de background-ul nostru politic, pentru că Sibiul, până la urmă, este o familie. Dacă până acum nu ați vizitat Sibiul, vă recomand să o faceți. Și nu pentru a verifica proiectele cu bani europeni, ci pentru a vedea cum ele au schimbat comunitatea. Dacă v-a plăcut emisiunea, căutați-ne pe rețelele de socializare, pe Facebook și pe Instagram. Europa, mi-e bine, ți-e bine. Eu sunt Sergiu Voicu și vă mulțumesc pentru atenție. Săptămâna viitoare ajungem într-un alt județ. Până atunci, vă salutăm!